Bună ziua, doamnelor, bună ziua, domnilor. The last episode. Suntem, dragii mei, de acolo de unde am pornit acum 10 zile. Suntem în parcare la metro Suceava. De aici am pornit cu oamenii ăștia, am pornit și nu mi-este rușine să spun. E vorba de Eurolook Trans, o firmă din Suceava, blamată, neblamată, unii spun că nu știu ce. Mie mi-s dragi oamenii ăștia și am să spun peste tot că atunci când a fost nevoie de sprijinul lor, l-am avut. Au pus la dispoziția năcăjiților din Galați mașinile lor. Astăzi închidem episodul năcazului din Galați Vaslui cu ultimul transport pentru acești oameni care au avut de suferit. El este Andrei Bacoș, cel care a inițiat toată povestea. Da, ziceți domnul Bacoș, că eu cu... facem bilanțul că după 10 zile, da? Camera, să vă ajut eu pe dumneavoastră. Nena Viorel, mulțumesc frumos, mulțumesc frumos. Sărăt mâinile. El este Vasile Bolohan, îl știți, un băiat extraordinar. Când e bărberit, e chiar frumușel, uitați-vă la el cât e de... Obosit, sunt foarte obosit, am de luna trecută până acum. 10 zile. Gata. Facem un bilanț? Haideți să facem un bilanț, ca să știe lumea că nu ne-am muncit de pomă. Ați văzut ce este afară? Am văzut? Nu, că trebuie să mergem să-l arătăm. Ce-s asta? Mi-a impresionat o doamnă, mi-a dus două icoane și niște wow, mine. Wow, chiar n-am primit. Chiar primele sunt. N-ați primit icoane. Avem aici o sobiță pentru o bătrână. Oh, cu probleme. Wow. Comandă specială. Teracotă, tot ce trebuie. Superb. Așa, aici continuați. Vă arăt așa. În mare. Da, avem 3 frigidere, doar aici sus, da? 3 frigidere, mașini de spălat, 1, 2, 3, 4 mașini de spălat. Aragaze 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aragaze, doar aici e televizoare acolo. Televizoare? Aici avem toate noi, da, 1, 2, 3, 4. Boliacu. Mai avem 2 second, mai avem unul aici. Ah, super tare. Super tare. Aici avem un televizor de la niște copii, asta e un televizor mai special. De ce? De la școala gimnazială Aurelian. Doamne, Stancil. Nu-mi zic că au dat copii. Au pus fiecare bănuți și au stins. Noi creștem învățând. Învățând să nu-i ați... Nu, cred că biletul ăsta face parte. Cred că este învățând să dăruim și să dăruim, să fim alături de cei care au nevoie. Superb. Voi ne sunteți modele. Să privim înainte și să prețuim viața. Clasa 6B din Salcea. Felicitări, doamne profesoare și elevilor care au strâns și au donat acest rezultat. 10 plus pentru... Aici avem 5 radiatoare, alimente. Domnul Bolohan, aveți așa acasă, bogăție? Da, eu am muncit în viața asta și așa am lucrurile astea. Mulțumesc lui Dumnezeu în fiecare zi pentru asta. Mă bucur să vă arăt aici, dacă vreți să vedeți. Ce? Ce? Uitați aici. Bogăție! Fără număr. Fără număr. Zahăr, ulei, mălai, făină... Unde le duci, Vasile, pe toate astea? Plase de conserve, conserve de pește, plase de conserve aici, de carne. Nu îmi lasă gura apă, da, deși da. Știu că nu-s... Unde le duci? De bogăție. Bindirei? Bindirei? Da, după cum am înțeles acolo. Dungăreasa? Andrei hotărăște unde trebuie să meargă toate, dar știi locația exact unde să meargă și oamenii care au nevoie de obiectele care sunt aici. Acolo le-ați fost dumneavoastră. Dungăreasa, da? Alo, Andrei Viorel, cel mai mare și exclusiv voluntar. O forță de copil. E copil. O mașină de spălat dator de găsim. Pe asta spun, dacă ce ăsta e copil, eu Vasile, trebuie să... Ce se mai întâmplă acum? E finalul? Despre da, ce deci acum încărcăm tot ce avem aici. Avem aici, mai avem aici încă... ceva foarte important, domnii de la Darex, Darex Auto, ne-au oferit un produs în valoare de 10.000 de lei. Deci mai au ajuns. Da, uitați aici, aveți așa. 10.000 de ronulețe. Aragaze și două mașini de spălat, le avem acolo jos. Wow. Wow. 10.000 odată. 10.000 de lei, da, au venit și ne-au donat pentru cauza asta de la. Da, de unde s-au luat produsele astea? Că eu știu mai multe, nu vreau să vă spun. Am înțeles că ați epuizat stocul de produse de la Metro. Sunt fabricate în România. Sunt fabricate în România, asta e foarte important. Și frigiderile Arctic, dacă vrem. Am înțeles. Acolo în spate ce aveți? Mașini de spălat, încă 4 mașini de spălat. Aici mai sunt 3 mașini de spălat, mai avem 3 televizoare acolo. Așa. Deci pentru câte familii vreți să mergeți să faceți? Păi haideți să vă spun ceva. Eu am vorbit acolo, adică am fost acolo personal, am discutat și cu cineva de acolo. A făcut o listă, mi-a trimis-o, am avut-o și eu. Deci să știți că am luat
fiecare familie exact ce le trebuie. Deci nu ducem două frigideri sau unul unde deja este. Mi-a zis doamna, să luăm, uite, știți ce avem acum aici? Avem 11 mașini de spălat noi, 3 frigidere, 15 aragazuri și 10 TV-uri. 5 radiatoare, soba aia mică. De teracotă, da? Și aici a zis, acum a venit tirul din Austria, tirul lui Bogdan. Așa, domnul care spunea că... Care v-a spus că, da, eram la o... Mulțumesc, nene Andrei, Viera. La o discuție acolo și ne-a zis, uitați paturile, venite acum din Austria. 40 de paturi, noi nouăți în cutii. 40 de paturi noi nouăți. De o persoană, de două? De o persoană. O persoană, nu? Da, dar se poate... Wow, saltele de noastră super. De paturi modulare, se pot uni, faci imediat două, patru, ai pus o saltea dublă și s-a rezolvat pe ea. Wow. O doamnă mai devreme a venit și ne-a dus niște parchet aici pentru o cameră exact acolo pentru copilaș. Avem chiar o cameră acolo de făcut complet de la A la Z. Și să vă spunem, vrem să mulțumim din tot sufletul și din toată inima sucevenilor și nu numai, că au mai fost și oameni în alte localități care au venit și ne-au donat aici. Foarte multă lume a venit azi pe aici și tot a văzut aici deschis, tot s-a dus și a cumpărat metro și a mai dus produse aici. Și mâine dimineață mergem să le împărțim acolo, la... Ducăneasa? La Ducăneasa, da, în Vaslui. Acolo, în localitatea noastră. Unde am fost. Ați văzut? Da. Ați văzut cam cine voi, ați văzut, da, cu ochii dumneavoastră. Deci nu vorbim prostii, mergem personal acolo, la fiecare familie, fiecare familie o să primească un aragaz, un frigider, o mașină de spălat, unde are nevoie. Și cam asta e. Cam asta e sfârșitul acțiunii, să știți. 10 zile de muncă cu rezultate excepționale din punctul nostru de vedere. Domnul Vasile, dumneavoastră că sunteți mai cărcătași, că vă știu așa. Trebuie mai... Trebuie să spun și o glumiță, că altfel nu mă pot abține. Astăzi am avut, da. Astăzi am avut de ales între a da semnături politicienilor prin centrul orașului sau a sta aici toată ziua să fac un lucru chiar bun. Și ce ați ales, domnul Bolan? Ce am ales aici? În centru nu v-am văzut. De semnături și de ștampilate, splictisit ca câinile disgardă. Un sfert de oră o lipsit la amiază. Da, l-am văzut, s-a dus. Asta nu e vorba. Vasile, ia arată-ne puțin mâinuțele. Tu ai cerneală, ai pix pe degete. Asta a fost pixul meu toată viața, am muncit. Deci mulțumit, Vasile, cum au reacționat. Sunt foarte mulțumit și vreau să mulțumesc fiecare om care a fost adunat aici. Fiecare om a venit și a dat puțin. A fost oameni care ne-au dat 100 de roni sau ne-a dat, cum a spus Andrei, și 100 de milioane. Important e câte puțin, dacă dă fiecare, facem un bine mare altor oameni care chiar merită atenția noastră. Și mă bucur și mulțumesc la fiecare om care ne-a sprijinit. Okay. De asemenea și dumneavoastră. Vasile, te-am rugat să mă lași și pe mine în pace, că eu... Datoria mea de om este să fac acest... Bătutul din gură nu este o... Nu este o virtute. Da. Acum, albat, mam, dar ce aveți aici? Aveți o mașină de spălat specială, care? Semi-automatic, deci sunt... Astea acolo... Da, care n-au... N-au apă, da, am luat și așa, și așa. Am înțeles. Bă, dar sunt bune, adică nu sunt... Electrolux, numai că e pusă folia, că a venit o fată mai devreme aici, s-a dus cu Bogdan la Altex. Și a vrut să iau ceva mai bun pentru familie, ca să fie mai mult. E super ok, adică mă iertați. E mașină de 1700 de lei, adică... Nu e... Nu avem noi acasă așa, vă spun sincer. Deci noi nu avem acasă. Eu n-am așa, dar nici să nu trebuiască așa ceva, Doamne ferește. Gazurile astea, chiar dacă sunt fabricate în România, din potrivă, e foarte bun. Și că-s bune, au calitate și că-s bune. Foarte bune sunt. Pentru asta sunt făcute. Sunt bune. Înțeles. Când plecați mâine dimineață? La ora 6. De aici, din așa? Da, plecăm la ora 6, deoarece șoferul de tir trebuie să încadreze și în dus și de mine, deci trebuie să... Program. Să plecăm la ora 6, că am zis că stăm inițial puțin mai mult, dar nu are rost. Dacă cineva mai vrea să vină să aducă ceva seara asta, electrocasnice, poate să vină până la ora 8. Dar mai aveți loc? Că aveți atâtea... Am așteptat să vină patrulii, că patrulii cu 10 minute au ajuns. Și aveți loc în tir? Aveți, cumva. Da. Aranjăm, punem mașinile spălat una peste alta, chiar în cap foarte mult. Andrei Bagoș, îți mulțumesc în numele sucevenilor. Mulțumim și noi. Nena Vasile, mulțumim frumos. Nena Viorel. Nena Bogdan, am zis bine. Că data trecută ați zis că v-au stălcit numele. Din cauza asta. Celălalt care a venit, am înțeles. Dragilor, despre asta este vorba astăzi. Despre finalul unei acțiuni care a început marți, nu? Luna trecută. A început luna trecută și s-a încheiat, se încheie vineri, după aproape două săptămâni. Haideți să spunem ce au făcut acești copii frumoși. Andrei și cu Vasile, Viorel, Bogdan, toți cei care au fost aici marți, mi-aduc aminte pe domnul Ganea, să-i dea Dumnezeu sănătate și lui și familiei sale și copilașului. Dragii mei, tot ce s-a întâmplat aici
a fost pentru oamenii care nu au avut noroc în urma inundațiilor de la Galați și de la Vaslui. Aici s-au strâns 3 tiruri de ajutoare, alimente, în primă instanță, marți, miercuri, au fost alimente, au fost pături, au fost bani care s-au dat oamenilor năcăjiți din Galați. Apoi echipa s-a dus către Vindirei, la granița dintre Galați și Vaslui. La Vindirei, 15 case distruse, efectiv distruse. Ați văzut imaginile, vi le-am arătat. Ați văzut, cum să vă spun, transmisiile live acolo, sper că le-ați văzut. Am făcut și pe YouTube, am făcut și pe TikTok, am făcut și pe aici, pe Facebook. Vă mulțumim din suflet că ați înțeles că este vorba despre necazul unor oameni care chiar au nevoie de ajutor. Este vorba de necazul unor oameni care nu s-au așteptat. Poate că unul dintre ei au mai avut asemenea probleme cu inundațiile, dar nu la nivelul la care a fost în anul 2024, în acest an. Le-au luat casele pe sus efectiv. Nu mai au nici pereți mulți dintre ei. Porcul din bătătură, vaca, toate grânele, lemnele, tot a luat apel. Suceava, dumneavoastră, cei care ne-ați urmărit, v-ați mobilizat, vă mulțumesc din suflet pentru asta și ați arătat că putem să-i ajutăm. Dragii mei, am schimbat pe mine ca să vadă că m-am tuns. M-am dus special pentru un moment. Hai să vedem. Ce faci? Da. Wow. Să facem unul să Vă aduc folia de jos. Pune folia și ăsta punem ultimul, trage-l în față. Așa aici vin picioarele. Picioarele, da. Picioarele și sănătate. Poate îți sfânge din metri mi s-a zis. Salte absolut. Uite aici avem picioarele. Arată, da. Domnule, ce frumos arată. Are găurile. La cum arată calitatea? La cum arată calitatea? Sincer, nu trebuie salte aici. Wow. Da. Cu ce frumos cumpărăm la 25 de bazar? Avem tot ce trebuie, nu? Niște oameni sănătoși la cap, au familie și Vasile Bolohan are copii, și avem Bacos are copii, se bucură când greușesc să obțină ceva pentru niște oameni năcăjiți. Credeți-mă, pentru mine este mai mult decât mi-aș putea dori vreodată. Asta înseamnă un moment. Și cred, nu, dar poate, îmi place că văd altul că muncește, credeți-mă, pe voi, mă ia așa, nu sunt grele, să nu ne... Oamenii ăștia merită felicitați. Am făcut acest material special pentru ei. Personal, să le mulțumesc că au existat. N-au vrut nimic. De 10 zile, se chină, stau aici, în parcare, au stat prin Vindirei, au stat prin Docăneasa, au mâncat și au apucat, au dormit până au putut, câteva ore, au dormit în autocare. Am dus și 55 de oameni la Docăneasa ca să ajute acolo cu Lopescu de toate. Dragilor, ați fost minunat. Vă mulțumim din suflet pentru tot ce ați făcut pentru oamenii din Galați și Vaslui. Eu personal, Mihai Chira, vă mulțumește. Comunitatea Neos Bucovina, ați fost extraordinari. Prin share-urile dumneavoastră, prin like-ul dumneavoastră, prin comentariile dumneavoastră, i-ați făcut pe oameni să înțeleagă faptul că ne pasă de cei mai puțin norocoși decât noi. Și asta vreau să cred că se întâmplă acum la Vaslui și la Galați. Doar mai puțin norocoși. Că au făcut o prostie cândva și acum plătesc. Noi trebuie să ajutăm. Vă mulțumesc că ne-ați ajutat pe noi sucevenii în 2008 și 2010, când și la noi au fost inundați. Ați fost extraordinar atunci și ne-ați trimis tiruri cu ajutoare. Vă mulțumim din suflet. Acum am întors obrazul. Sper să nu mai fie nevoie să mai facem. Da, dacă va fi nevoie, vom face. Și pentru Ardeal, și pentru Banat, și pentru Muntenia, și pentru Dobrogea, și pentru București. A, că mi-s dragi bucureștenii, că știți, sunt oameni cu suflet. Nu arată, dar sunt oameni cu suflet. Dragilor, vă mulțumesc din suflet pentru tot. A fost mai mult decât am crezut că putem realiza vreodată, datorită unei implicări a dumneavoastră. Noi am fost doar goarna prin care ați putut face posibil acest lucru. Vă mulțumesc din suflet. Sus inimile!